A fost sărbătoare și a răsunat muzica, după cum a fost și genericul concertului organizat de către Orchestra Fraților Advahov și Alex Calancea Band la Sala Palatului Național Nicolae Sulac. Nume mari din muzica autohtonă, precum Mihai Ciobanu, Zinaida Julea, Irina Rimeș, Natalia Barbu, Igor Cuciuc și ansamblul Plăieșii, dar și de peste Prut, ca Nicolae Furdui Iancu, Fuego și Andra, s-au întrecut în aplauze. Startul concertului laudat Orchestra Fraților Advahov și Alex Calancea, urmați de ansamblul Plăieșii, cele 9 voci care sună ca una. Natalia Barbu a adus, odată cu apariția ei pe scenă, veselie, a umplut sala cu energie, bucurie, dar și cu lacrimi, atunci când a interpretat piesa Flor de Liliac, ce aparține mamei sale, regretata Ana Barbu. Emoții frumoase, mai cu seamă că am ieșit să cânt alături de niște muzicieni de o mare valoare și o excepție, așa că a fost frumos, magic chiar, aș spune. Această melodie este foarte îndrăgită și iubită, pentru că mie îmi place Flor de Liliac și lumea de fiecare dată o ascultă cu mare plăcere, chiar dacă acolo undeva în suflet ating niște corzi mai sensibile și ne doare pe toți cumva când știm că nu mai e printre noi. Dar melodia asta trebuie să trăiască în continuare, pentru că e o melodie frumoasă. Nelipsit a fost și Igor Cuciuc, cel care se pricepe cel mai bine să pună zeama de găină pe note. Că cine spune că n-are emoții, nu știu, bravo lui! Eu am avut emoții, dar după a doua strofă, când am văzut că publicul a început să bată din palme, să mai chiuie în sală, așa parcă mi-au trecut jumătate de emoții. Am trecut cu bine, am cântat Sârba Tineretului, am cântat Zeama de Găină, melodiile mele de chef și voie bună și am fost primit foarte bine. Mai dă, Doamne, așa spectacole frumoase, live, pentru că aici, într-adevăr, s-a pus foarte mult suflet și trebuie să fii foarte atent că să nu uiți vreo strofă, că lumea știe deja că trebuie să fie în strofa a treia, trebuie să fie măliguța. În strofa a doua trebuie să fie borșul cu varză murată. Și e o problemă. Dar ne-am descurcat cu bine și bravo Orchestrei Fraților Advahov, bravo bandului Alex Calancea Band, pentru că fac lucruri noi și lucruri frumoase. Colaborare, jos pălări. Cu mari emoții și bucurie a fost întâmpinat și Nicolae Furdui Iancu, cel care pe tot parcursul numărului său a fost scăldat în aplauze. Una dintre surprizele serii a fost Irina Rimeș, basarabeanca care a adus un nou suflu industriei muzicale din România. Pentru ea, emoțiile au fost duble, pentru că a cântat pentru prima dată pe scena Palatului Național. Dacă ar fi să spun ce emoții am avut, a fost fericire maximă. Am avut cea mai mare plăcere să cânt alături de Alex Calancea Band și în fața moldovenilor pentru prima oară.
pe scena Palatului Național. A fost cald și mă bucur că atunci când Andrei Porubin a zis visele le, s-a auzit ceva în spate, deci lumea știe de piesa mea. Printre invitații de onoare a fost și Fuego, cel care a pornit braț la braț cu frații Advahov pe drumul cântecului popular. Pavele, pavele, vin fetine la guriță, pavele! Eu sunt extrem de bucuros pentru că sunt în spectacolul fraților Advahov. De altfel am pornit braț la braț, să zic așa, pe drumul acesta al cântecului popular, pentru că eu când am cântat prima dată cu ei la Palatul Național, se întâmpla acum câțiva ani, mai sunt mai mulți ani oricum, și ei erau 7 instrumentiști, erau un simplu taraf. Astăzi sunt 33 la număr și sunt o orchestră întreagă, orchestră de care noi ar trebui să fim mândri. A fost extraordinar, eu nu am fost acum de ceva timp la Chișinău, m-am bucurat să văd un public care a cântat cu mine. Sunt extrem de bucuros de fiecare dată când vin în Chișinău, pentru că am spus-o și mă repet, este un public extraordinar de generos, un public rar mai întâlnești în țară. O seară pe care n-am să uit niciodată. Seara a culminat cu apariția Andrei pe scenă. Artista a venit cu cele mai cunoscute piese din repertoriul său, iar publicul a cântat și a dansat odată cu ea. Chiar și atunci când șoptezi,